Bună, prieteni! Eu sunt Marin Dorel de pe canalul de YouTube și aș vrea să vă prezint ceva din frumusețile acestui parc și pentru că am văzut și locuri de joacă pentru copii, aș vrea să merg înspre acolo și să vedem cum se distrează copiii și sunt foarte bucuroși. Dragi prieteni, văd că din ce în ce mai puțin copii vin la acest parc de distracții. Probabil că prețurile sunt prea mari și părinții nu-și permit. Haide să vedem ce prețuri au. Ca să meargă la lumea copiilor și să se dea în acest castel, să se plimbe prin acest castel, copiii trebuie să plătească pentru 5 minute 7 lei. O fi puțin, o fi mult, dar deocamdată văd că sunt foarte puțini copii care se înghesuie să vină să se joace. Aici văd și Land of Dragon și de asemenea copii sunt foarte puțini. Șaptele 5 minute. Văd și un carusel care de asemenea este gol. Probabil că și aici sunt niște prețuri care nu sunt pe placul părinților. Da, da, observ că aici e mai scump, deci mai 3 minute 7 lei. Hai vedem că mai există un loc de joacă și aici văd că e cam gol, decât o singură fetiță se distrează și aici văd că prețul e mult mai mare, da, da, pentru doar 5 minute 10 lei. Asta e. Dar ce nu fac părinții pentru copiii lor în ziua de astăzi? Fac orice ca ei să se simtă bine și să fie foarte bucuroși.
Acesta a fost, dragi prieteni, videoclipul meu din parcul de distracție de la Drobeta Turnul Severin, unde copiii vor să se distreze. Văd că și soarele deja și-a făcut apariția din ce în ce mai mult. E ora 17 după amiaza și e o zi superbă, o zi de flori. Și așa cum se spune din bătrâni, cum este în ziua de flori, așa este și în ziua de Paști. Să dea Dumnezeu ca și în ziua de Paști să fie o zi extraordinară de frumoasă și de caldă. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dragi prieteni, nu uitați să dați un like, să dați un share și până data viitoare eu vă spun la revedere, distracție plăcută și dumneavoastră cu ocazia acestei frumoase zi, ziua de flori, și să ne auzim cu bine. Vă pup și multă, multă sănătate și un călduros la mulți ani tuturor persoanelor care serbează ziua numelui, deoarece au nume de floare. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. A fost pentru dumneavoastră Marin Dorel de pe canalul de YouTube.